Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația socială. Mai exact, cu educația economico-financiară. Cum putem satisface mai bine nevoile și dorințele în cadrul unei familii? Răspunsul este prin planificare. De aceea vă cer să calculați venitul lunar al familiei voastre, dar și cheltuielile necesare pentru satisfacerea nevoilor elementare ale acesteia. Realizați o distribuire a sumei respective pe categorii de cheltuieli, în funcție de nevoile familiei, dar și de dorințele voastre personale. Apoi, vă propun să identificați care pot fi prioritățile familiei în cheltuirea imediată a banilor. Desigur, nevoile de bază elementare sunt prioritare. Dați exemple de situații în care resursele financiare ale familiei voastre sunt risipite și propuneți modalități de reducere a risipei. Părinții vor fi foarte încântați. De asemenea, gândiți critic și analizați ce achiziții pot fi amânate o perioadă de timp și de ce. Poate achiziția unui nou autoturism. Ce achiziții par absolut irealizabile chiar și pe termen lung? Unele dintre achiziții pot fi obținute prin economisire. Vă solicit să stabiliți un obiectiv propriu de economisire, pornind de la caracterul smart al acestuia. Mai exact, să fie specific, măsurabil, accesibil, relevant și delimitat în timp. Nu uitați că întrebări precum care ar putea fi veniturile mele din viitor, ce obiective de cheltuiele am sau pentru ce să economisesc, sunt tot atâtea întrebări utile. Formulați și alte întrebări ale căror răspunsuri vă vor ajuta să luați o decizie bună.